Teuta Fazliu s-a născut la Buianovaci. A trăit acolo până s-a dus să studieze la Priștina. Ulterior și-a găsit un loc de muncă în capitala kosovară. Acum lucrează ca expert în drepturile omului pentru guvernul kosovar. Deține încă cetățenie sârbă, dar nu mai are o adresă oficială în orașul în care s-a născut. Nu știu de ce am fost ștersă de la vechea adresă. În decizia poliției locale scrie doar că sunt angajată a guvernului și sunt căsătorită cu un kosovar. A fost singura explicație în sprijinul deciziei respective. Potrivit recensământului din 2022, în Buianovaci trăiesc 54.000 de oameni. Autoritățile susțin însă că în oraș se află mult mai puțin localnici. În centru străzile par într-adevăr cam pustii. Mulți tineri sârbi și albanezi au plecat în căutarea unui loc de muncă. Cei mai mari angajatori sunt la Buianovaci, instituțiile locale și naționale, dar care nu pot oferi suficiente posturi. Teuta Fazliu spune că nu a putut găsi de lucru decât în Kosovo. În primul rând, aici nu sunt recunoscute studiile făcute la Universitatea Priștina. În al doilea rând, nu există posturi vacante. Fiind vorba de un oraș mic, administrația locală nu-i poate angaja pe toți tinerii absolvenți pentru a lucra în administrație sau în școli. Shaib Kamberi, deputat albanez în Parlamentul Serbiei, a atras atenția în repetate rânduri asupra problemei. Crede că albanezii sunt discriminați acolo și vorbește despre o purificare etnică administrativă. În acea regiune, Serbia nu oferă posibilități pentru o viață normală. Diplomele tinerilor albanezi nu sunt recunoscute de mai bine de 15 ani. Autoritățile au creat un climat care alungă pe investitori. Unii s-au dus în țări occidentale, alții în Kosovo. Și majoritatea celor care își găsesc de lucru în Kosovo își pierd locuința din Serbia și sunt șterși din registrul populației. Deutsche Welle a întrebat Ministerul de Interne de la Belgrad dacă așa stau lucrurile, dar nu a primit răspuns. Inițiativa pentru drepturile omului de la Belgrad a cercetat amănunțit această chestiune. Consideră că este vorba despre aproximativ 4.000 de oameni și este ferm convinsă că se poate vorbi despre discriminare pe criterii etnice. Albanezii sunt foarte slab reprezentați în instituțiile locale. Pe de altă parte, cei care și-au pierdut locuința ajung în situația în care aparent nu dețin cetățenia sârbă, chiar dacă au pașaport și buletin sârbesc, atâta timp cât încă nu au expirat. Prin ștergerea silită din registrul populației, acești oameni nu mai figurează nici pe listele alegătorilor și nu mai au drept de vot. Și ce e și mai important, nu pot avea proprietăți, deci nu pot trăi normal. Prin asta se modifică și structura populației în comunele respective. Teuta Fazliu a hotărât să depună plângere la Curtea Constituțională și dacă nu va fi mulțumită de sentință, este gata să aducă cazul său la cunoștința Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg.